gelernt. Diese Reihe hier haben wir jetzt. Eric, cum ești cu școala acasă? Bine, acum o s-o terminat. Să trebuie numai să facem hârtia asta. Da. Și asta. Da. Acum o să vedem dacă ai înțeles lecția sau nu. Am înțeles. Și o să-i trimitem pe e-mail astăzi și mâine să primim răspuns, să vedem dacă ai înțeles sau nu, da? Ok. Ok, tocmai ce am fost la școală și am luat și planurile pentru Patrick de învățat acasă, online. Astea sunt temele lui, să le zic așa. Asta este pentru germană și cealaltă pentru matematică. Așa arată, este pus pe zile, pe fiecare zi. Aici sunt, aici este aplicația de pe care trebuie să învețe lecțiile noi și să facă și temele. Astea sunt tot așa caietele din care el trebuie să lucreze și mai are și aici niște hârtii care trebuie lucrate. Pur și simplu acum am venit de la școală unde am fost și am luat planurile de învățare, de învățat acasă, online, pentru Patrick, pentru că Eric le avea deja dinainte de acest lockdown și ei fac videoconferință în fiecare zi. La Patrick încă nu e cazul, cel puțin nu am primit niciun e-mail de la profesoară în care să zic lucrul ăsta, doar va trebui să lucreze din planurile acestea pe care le-am luat de la școală și pe acea aplicație Moodle. Da, așa se numește aplicația. Aplicația Moodle, de pe care lucrează acasă. De pe aceeași aplicație face și Eric videoconferința. Deci, da, am început iarăși. O să vă țin la curent, ca să vedeți și voi cum se procedează. Nu vorbesc toți pe cameră, așa cum fac poate la alte școli sau în România. După cum am văzut, profesoara le-a cerut, și acum mă refer la Eric, profesoara le-a cerut să nu aprindă, să nu dea drumul la cameră și nici la audio decât când îi zice ea. Pentru că pe ea copiii o puteau auzi, toți copiii o puteau auzi pe ea, dar nu vorbeau toți, cum ar fi fost să vorbească toți, ar fi fost o nebunie. Și au făcut o lecție nouă, fiecare nu mai era cu gen ridicatul mâinii, era cu pur și simplu apăsa pe butonul că vrea să intre în conversație
cu audio și dacă profesoara îi dea accept, atunci a intrat și spunea exercițiu. Le-au dat temă și o pagină cu exerciții. Va trebui să o trimitem noi, părinții, printr-o aplicație de scanare, PDF, apoi să se transforme în PDF și să le-o trimitem ei prin e-mail. După care vom primi un răspuns, eventual mâine, dacă exercițiile au fost făcute corect sau nu. E cam de iurea părerea mea să faci lecții noi așa, online. Pentru că îl văd și pe Eric că nu e prea, nu că e interesat, dar cred că dacă n-aș fi stat lângă el pe toată durata conferinței, n-ar fi înțeles mare lucru din lecție, pentru că el nici nu a vrut să intre în conversație. Îl împingeam eu de la spate, intră și dacă greșești nu contează, profesoara de aia este acolo să te ajute, să te îndrume, să te explice. A vrut la un moment dat, dar a intrat alt copil și na, nu știu, mi se pare aiurea, dar asta e, n-avem ce face, trebuie să ne adaptăm la situația asta. 11 ianuarie 2021 și începem din nou școala acasă. Pentru noi părinții nu este ușor, pentru că toată ziua ne este dată peste cap, adică na, nu-ți mai poți face treburile așa cum le faci când nu sunt copii prin preajmă, dar asta e, cum spuneam, ne adaptăm. Alte opțiune nici măcar nu avem. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Acest video se încheie aici și ne revedem cât de curând într-un nou video. Este Jeep-ul? Să mă sunet că fac asta, dar am trebuit să fac asta un daiec, ca să fie copul meu, ca să fie acasă. Tu beste, si aici un tati ca să fie asta un lang, ca să fie ca stii tati. Am Patrick, spune-ne ce ai făcut acolo. Am sunat pe mine, lumea și Corona. De-a sua e Corona,
că Iona se face mai un pic svaț. Da? Da, că ea, lumina te face svaț, că când merge, uite, uite, Coiona a infectat inima, eu am iat mâna aia Coiona și am făcut-o mai X în Coiona când ziceam că nu ai voie Coiona. Și am făcut un bine, lumea e bun și ne ajută. Da? Și am făcut un inimă, uite, este... un lucru care nu mai știu cum se cheamă, care se duce la inimă și este unul mai mare care se duce de la inimă până la lume. Oh, iubitul meu. Și am făcut, am făcut apă ca să fie ca inima se duce în apă. Da. Dar cum ți-a venit ideea asta să faci desenul ăsta? M-am gândit și până m-am gândit că o să fie foarte frumos, dar supa aia am zis că dacă voi mă neluțenez supa aia, am sunat. Bravo, mamă!